După seria înspăimântătoare de crime care au îngrozit o țară întreagă, polițiștii ne amintesc câteva măsuri prin care ne putem apăra de răufăcători, putem preveni o tragedie dacă urmăm câteva reguli simple. Despre acestea ne-a vorbit purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, care a fost invitat în platoul știrilor dimineții la Antena 3 CNN ora trecută. Oamenii trebuie să-și ia anumite măsuri de siguranță. Nu trebuie să deschidem ușa persoanelor străine, știm cu toții și am mediatizat permanent astfel de situații în care persoane rău intenționate merg la diferite apartamente, în special la categorii de persoane vulnerabile, și aici ne referim la bătrâni, sub diferite pretexte, că lucrează la oameni singuri, că lucrează la gaze, la apă, că au venit să facă o inspecție a apartamentului. Recomandarea este ca în situația în care se prezintă ca având diverse calități să fie solicitată o legitimație de serviciu, un act de identitate, sau persoana care se recomandă a fi de la gaze, apă, canalizare și așa mai departe, să vină însoțită de administratorul blocului, administrator pe care persoanele îl cunosc, au încredere în el, bunurile de valoare, sumele de bani trebuie protejate, nu trebuie să discutăm cu persoane necunoscute despre ce avem sau ce nu avem noi în locuință. În acest caz din Grădina Botanică, cu siguranță acolo, dacă una dintre persoane ar fi apelat autoritățile și ar fi încercat să evite acel conflict spontan, direct, pentru că nu știi la ce să te aștepți atunci când cineva îți adresează injurii. Unii oameni sunt tentați să răspundă cu aceeași monedă și atunci conflictul escaladează.